Cum să facem un stick USB bootabil cu Windows 10? De ce avem nevoie? Instrumentul de creare suporturi, care se numește Media Creation Tool, și un stick de 8 GB sau mai mare. Introducem stickul în laptop, îl formatăm, apoi descărcăm instrumentul de pe site-ul Microsoft. Îl descărcăm de aici. Și îl pornim. O să pornească un pic mai greu. După ce pornește acest instrument, se acceptă termenii și condițiile. Creăm un USB flash drive, deci bifăm această căsuță. Dăm Next. Dacă facem pentru calculatorul pe care îl utilizăm, unde facem acest stick, atunci se bifează această căsuță. Dacă nu, se debifează. Să presupunem că facem pentru acest calculator. Se bifează această căsuță, se selectează arhitectura, în cazul în care nu faci pentru acest calculator, deci 32 sau 64 de biți. Noi avem un laptop pe 64 de biți. Și dăm Next. Alegem USB Flash Drive. La fel se dă mai departe. Acesta este stickul nostru USB. Dăm Next. A pornit instalarea pe stickul USB a sistemului de operare Windows 10. După ce se descarcă, se pornește o verificare, iar după această verificare începe să se creeze stickul USB. Suntem la 7%, o să punem o pauză și o să revenim când stickul USB va fi creat cu Windows 10. În funcție de cât de rapid este laptopul sau calculatorul, așa de repede se va face și această instalare pe stick. Am ajuns la final, se dă finish. După care acest program se va închide. Verificăm să vedem ce a creat. Iată că aici avem Windows 10 pe stickul USB, îl scoatem
dacă îl băgăm înapoi. Ne va apărea așa. Se poate începe instalarea după acest stick bootabil. Vă doresc succes în cazul în care îl veți crea și o zi bună!